Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă de IT, IT în principiu, tech, nu știu ce, în domeniul ăsta ce obțin în SUA, unele companii se extind foarte rapid și, în consecință, au nevoie să angajeze repede mulți, mulți oameni, ceea ce înseamnă că nu întotdeauna sunt angajați cei mai buni sau cei mai potriviți candidați. Când trebuie să angajezi brusc foarte mulți, în timp foarte scurt, ai nevoie de niște criterii, e foarte dificil. V-am povestit cu testul Cooper? Da, nu știu de ce îi spuneam testul Cooper, dar așa i-a rămas. Cooper și fără păr. La un moment dat, în tinerețea mea, a trebuit să... Am avut un proiect, am creat o mică companie și trebuia să angajăm 60 de oameni într-o lună. 60 de secunde. Respectivă, așa. Da, 60 de oameni. Păi și era foarte greu, pentru că veneau foarte mulți candidați și pierdeai timp. Trebuia să stai de vorbă cu ei, să-ți dai seama, bă, ăsta este impostor, nu e impostor, se pricepe la ceva, stai cu CV-ul. Și atunci un coleg, pe numele lui Răzvan, a inventat acest test. Simplu, eliminatoriu. Ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918 și de ce? Asta era prima întrebare pentru jurnaliști aspiranți. Și fost... Era reprezentativă pentru domeniu. Da, angajam ziariști. Adică să nu se apuce acum, dacă vrea cineva să angajeze, știu eu, în vreun combinat, ministru, să pună întrebarea asta. Eu cred că asta ar fi o întrebare foarte bună de angajat ministri în România. Da, vă jur, un vid de putere. Deci, oameni care veneau să se angajeze ziariști, unii dintre ei cu experiență, jumătate picau la această întrebare. Și în felul ăsta întâlnirile durau mult mai puțin. Adică, bună ziua, bună ziua, cum te cheamă? Cutărescu, cu tare. Bun. Ce a fost la 1 decembrie 1918 în România și de ce? Am primit răspunsuri cu Mihai Viteazu, cu... Bun, și ce făceai Dobrogea. Și ce făceai când? Mulțumim, la revedere. Următorul. Și se termina interviul? Da, păi dacă nu treceai de întrebarea asta, îmi pare rău. Adică și pentru redacția Sport era aceeași întrebare? La redacția Sport, Luca a încercat să se angajeze atunci. Am întrebat de unde joacă Mutu, dar era să... Adică am crezut că mai era, că e la camera ascunsă sau ceva. Pentru că tu erai foarte pregătit. Dar înaintea ta veniseră... Asta nu te-au angajat, erai prea bun. Veniseră niște domni și domnișoare, mai ales, care nu aveau nicio treabă. Adică mai ales domnișoarele. Domnișoarele nu știau, e multe. Nu vreau să fiu sexist, dar erau domnișoare foarte drăguțe care spuneau, eu doar vreau să apar la televizor, nu mă interesează ce... Vreau să apar la televizor dacă se și poate. Și dacă erau foarte, foarte drăguțe, nu puteau recupera ulterior ca să afle unde joacă Mutu? Nu, eu n-am angajat așa, dar mă rog. Okay. Asta, n-aveam umor în privința. Am înțeles. Bun, revenind la americani, la compania asta care dă câte 5.000 de dolari dacă vrei să demisionezi, patronul invită angajații care simt că nu se potrivesc cu fișa lor de post să plece de bunăvoie, în loc să tragă de timp prin companie și, în felul ăsta, ei lasă locul altora mai calificați. Unde și vorba, haide să ne înțelegem omenește. Da, patron american. Deci, interesant că inițial oferta a fost de 2500 de dolari. N-a plecat nimeni. Da, șefii și-au dat seama că e prea puțin. Adică, au zis, dacă salariul e de 80 de mii de dolari pe an, 2500 nu-l interesează. Asta mi-a aminte de un episod din Seinfeld în care George Constanța a fost invitat să plece și a zis, dar de ce să-mi dau demisia? Că am contract pe un an, trebuie să mă plătiți până la sfârșitul anului, adică nu contează că nu fac nimic. Dacă vreți să mă dați afară, dați-mi toți banii. Bun. Și nu se termină aici, fiți atenți ce mai spune șeful acestei companii, că acordarea acestei compensații responsabilizează și echipele de la HR, de relații umane, întrucât oferă un cost palpabil pentru orice greșeală. Deci HR-ul are de dat explicații că angajează aiurea. Da. Pentru că în momentul în care vine omul respectiv, mi-am dat seama că nu mă potrivesc aici, m-a selectat, am avut interviul cu HR-ul, dar eu nu sunt potrivit, dăm 5.000 de dolari să plec. Patronul se uită, bun, deci trecem 5.000 de dolari, ia uite cât mă costă pe mine HR-ul de fapt. Deci oamenii de la HR au și ei de dat de socoteală în sfârșit. Tu ai cam multe idei, ce bine că nu ești patron. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.